sau Sfântului Duh, amin. Hristos a înălțat. Pentru că, iată, ne-am adunat în această sală frumoasă și modernă, într-o după-amiază între dorințe, petrecem timpul cât mai plăcut, cât mai apropiat de Dumnezeu, prin rugăciune și printr-un program duhovnicesc ce se petează cu participarea la Sfânta Liturghie. Aș dori să rămânem în această atmosferă duhovnicească a sărbătorii în care ne aflăm, reluând puțin conținutul troparului zilei, cel care ne reintroduce în semnificația zilei în scurte cuvinte și spune acolo frumos troparul pe care noi l-am repetat astăzi la biserică cu toții de multe ori. Spune înălțatul că într-o slavă Hristoasă Dumnezeul nostru, iertând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. E bine, acest tropar vine să sintetizeze oarecum și ceea ce a citit aici fratele Petrică, câte ceva despre ceea ce referatul biblic al Noului Testament ne oferă în legătură cu înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos a Cerului. Și am amintit fratele Petrică câteva momente din această frumoasă scenă a înălțării Mântuitorului Iisus Hristos a Cerului. Ne-a spus despre faptul că apostolii s-au întors cu bucurie și nu cu tristețe, nu cu sentimentul că vor fi singuri. Iată, spune Mântuitorul Hristos, nu vă voi lăsa singuri, ci vă voi trimite Duhul pe Duhul, Cel care de la Tatăl vor cere și care va mărturisi despre mine. Și tot Mântuitorul Iisus Hristos, iată, spune că este de folos să merg eu, căci dacă nu voi merge eu, nu va fi trimis Duhul. Iar spune Domnul Hristos, mai de slăbite de sare patim, că eu de la Tatăl am ieșit și am venit în lume, iarăși las lumea și mă întorc la Tatăl. E bine, aceste lucruri, sigur, ne întăresc încă o dată, pentru că spuneam, trebuie să accentuăm această atmosferă, această stare duhovnicească a înălțării Mântuitorului Iisus Hristos. Ne întărește și ne apropie de stare pe care Sfinții Ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos o aveau după întoarcerea de la Muntele Ierionului. După ce îngerii le-au vestit, iată, acest Iisus pe care îl vedeți înălțându-se, așa cum l-ați văzut înălțându-se, îl veți vedea, iată, venind din nou la voi. Și au rămas într-o bucurie în biserică, lăudând și binecuvântând de Dumnezeu și, în același timp, pregătindu-se devenirea Mântuitorului Iisus Hristos, Cel care le spune să nu se depărteze de Ierusalim până când nu se vor îmbăta cu putere de sus. Dar după ce se vor îmbăta cu putere de sus, vor începe misiunea de propovăduire a Evangheliei la neamuri. Și această misiune de propovăduire a Evangheliei la neamuri, iată, continuă prin succesiunea apostolică până astăzi și prin întreaga biserică până la sfârșitul veacurilor. Se continuă potrivit timpurilor pe care le parcurgem. Se continuă potrivit contextului istoric sau social sau economic sau orice altă natură doriți, iată, în care trăim. Și vedeți că trebuie să fim vestitori ai Mântuitorului Iisus Hristos încărcați cu putere de sus. Când fariseii au trimis la Sfântul Ioan Botezătorul reprezentanță, să întrebe cine ești tu, iată Sfântul Ioan Botezătorul spune, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte face scările Lui. Acest glas de gătire a căii Domnului și de îndemn spre îndreptare s-a făcut puternic în aura și puterea Duhului Sfânt care i-a întărit și a transformat pe ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos din pescare apostoli, din părgâni ucenici și au continuat până în zilele noastre. Și nu sunt timpuri în care se spui că poți să sar garda jos, că nu poți să te implici mai profund în renașterea lumii. Răsfoiam puțin câte ceva, pentru că a adus în discuție fratele Petrică,
Figura celebră, personalitatea celebră și duhovnicească a părintelui Iosif Trifa. El nu a încetat să închineze picioarele și să creadă într-o renaștere a poporului nostru, iată, prin evanghelizare profundă, prin responsabilizare de fiecare dată a poporului, în sensul asumării a ceea ce trebuie să fie și nu a mergerii pe o cale bătătorită în primirea Mântuitorului Iisus Hristos, ci prin lucrare efectivă cu puterea harică și prin dorință de permanentă schimbare. E bine, Părintele Iosif este cel care a publicat, mai multe publicații, știți foarte bine aceste lucruri, și multe dintre ele într-o revistă, Lumina Satelor, pare că mi se crește numea. Și atunci, la și telegraful român, și mai vorbim în Iisus viitorul, dar era cel care vorbea foarte frumos despre poporul român și despre starea lui frumoasă, sufletească, ce nu trebuie alterată atunci când misiunea se intensifică. Propunea, iată, grijă pentru primenirea acestui popor cu evanghelizare permanentă. Și spune Părintele Iosif, pentru că era un iubitor de popor și chiar e o antologie, spunea Părintelui Petru Ronci acum, dumneavoastră o știți, o aveți în cea mai mare parte, e vorba despre Părintele Iosif Trifa, un iubitor al sufletului neamului românesc. Cât de frumos este intitulată această antologie. Și acolo are domnul respectiv Ovidiu Rus, cel care a făcut antologia, mai multe pasaje publicate de către Părintele Iosif. Și uitându-mă peste ele, nu poți să nu-ți rețină atenția și să nu revii, să-ți dorești să revii asupra lor, să vezi, într-adevăr, cum vede frumusețea sufletului neamului românesc Părintele Iosif. Are în această antologie, iată, culegere de folclor, culegere de tradiții populare, culegere de texte de poezie, din toate zonele geografice ale poporului nostru, de la nord la sud și de la est la vest. Și atât de frumos este implicat, parcă le cunoaște specificul fiecărei zone și dorește să vadă unde este unitatea lor. Sigur că spune Părintele acolo că va trebui să fiecare om să se implice pentru ca omul să își dea seama mai profund, să-și consolideze această conștiință a unității de neam și de limbă printr-o evanghelizare frumoasă, drept măritoare, printr-o evanghelizare care implică atât cunoașterea conținutului scripturistic și a lucrărilor Sfinților Părinți, dar mai ales prezența deasă la Sfânta Biserică, spovedania și împărtășania de câte ori este nevoie și mai ales grijă sau ferire de păcat. El este inițiatorul mișcării oastei Domnului, dar vorbește domnul respectiv Ovidiu Rus despre specificul ostășesc al celor care l-au prețuit mult pe Părintele Iosif, pentru că el vorbește despre o luptă pe care omul o are permanent asupra propriului trup, asupra propriilor orgolii, asupra propriilor patimi, într-o renaștere prin smerenie adâncă. Însă atunci când este nevoie, el înfierează păcatul, așa după cum și Sfântul Ioan Botezătorul, cel pe care l-aminteam anterior, o făcea de fiecare dată. Și acest lucru de înfierare a păcatului și de iubire a păcătosului, tată, el este numit de către autor iubitor al sufletului neamului românesc. Noi avem acum în construcție catedrala mântuirii neamului. Ce frumos că vorbești de acest neam, neamul care implică unitate de credință, de cultură, de spiritualitate, de limbă, de tradiții, de obiceiuri. Același sânge, aceleași năzuințe, concretizate în dobândirea independenței, concretizate în dobândirea unității
poporului, neamului, concretizate în dobândirea libertății. Și iată, Părintele Iosif, spuneam că este cel care confiera păcatul iubind pe păcătos. Imediat după primul război mondial, îl găsim mergând la autorități, iată din articolele sale, și chiar spunându-le de fiecare dată, cum să ne iubim eroii, astăzi este ziua eroilor. Și ne iubim eroii. Și este o datorie sfântă a fiecărui om să-l iubească pe cel care și-a dat viața pentru el. Că spune Mântuitorul Hristos, nu există o iubire mai mare decât aceasta. Dar cum iubiți voi eroii, se adresa stăpânilor de la vremea respectivă, Părintele Iosif, atunci când, iată, după război, vedeți că nu sunteți prezenți niciodată în casa unor văduve sărace, nu aveți grijă de traiul zilei celor năpăstuiți, nu mergeți să cercetați pe copiii rămași orfani de război, nu mergeți să îi duceți la școli, nu mergeți să deschideți perspective luminoase pentru niciunul. Și iată, sigur că nu se adresa unuia sau altuia, ci nu numea. Dar vedea starea, vedea pe cei care își iubeau eroii și tânguiau, mergeau la mormintele lor, le făceau toate cele rânduite, dar în același timp ne vedeau neputincioși de a se ridica din starea economică precară pe care o aveau la vremea respectivă. Deci atât ne îndeamnă să ne iubim eroii, dar în mod concret să facem ceva. La vremea respectivă, acest ceva era prioritatea timpurilor. Iată, de a scoate din sărăcie pe cei care rămăseseră acasă. A fost greu întotdeauna și în istorie. Gândiți-vă că n-a fost ușor nici voievozilor noștri să facă cu femeile văduve sau cu copiii mănăstirile care astăzi strălucesc și sunt un segment important din identitatea noastră națională și sunt cărți de vizită ale noastre peste potare oferite lumii întregi. Dar cele mai multe dintre ele se făceau în condiții destul de grele. E bine, iată, spuneam că păstrarea și memoriei eroilor și în același timp atașamentul față de jertfa lor trebuie să se facă prin implicare. Implicare potrivit contextului istoric pe care îl traversăm, implicare potrivit contextului economic, potrivit contextului cultural sau spiritual. Dar iată, cel care este numit al doilea șaguna, pentru că așa era numit la un moment dat Părintele Iosif Trifa, Marele Sfântul Ierarh Andrei Șaguna al Ardealului, mare lucrător pentru drepturile românilor din Ardeal, dar și un mare apărător al credinței noastre strămoșești ortodoxe, iată, prin toată activitatea sa pastoral-misionară, rămâne emblematic, este trecut în sinapsare, în drepturile Sfinților, și atunci din activitatea sa s-au inspirat și la alții. Și cei care l-au privit îndeaproape pe Iosif l-au numit al doilea șaguna. Și el, ca mergând pe firul evanghelizării mitropolitului Andrei și acum așa păstrării curățenii și purității credinței în popor, dorește să implementeze acest lucru, să trăiești cu responsabilitate cinstirea memoriei înaintașilor. Nu doar într-un act rece, distant, bătătorit, așa superficial, ci efectiv prin dorință de schimbare. Poporul român va fi un popor unitar, spunea Părintele Iosif. Va fi un popor demn, va avea un viitor, va fi un popor cu o identitate aparte în rândul popoarelor lumii, când Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos va fi primită de către toată lumea și când va fi trăită de către toată lumea, când va fi pusă în lucrare efectivă. Și vedem, slavă Domnului, că și asociația voastră, Domnului, este cea care se străduiește, poate nu neapărat tot timpul pe care ar putea o face, dar faptul că iubește și își amintește permanent de oamenii care îi îndeamnă să se așeze în lucrare, faptul că își le amintesc și merg, iată, la rădăcină, acolo unde știe că cineva rămâne în continuare rugător după ce trece din viața aceasta și se implică după modestele puteri în lucrarea aceasta de păstrare a purității Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos și a aplicării ei în liturghie, după liturghie, în ceea ce numim noi lucrarea socială a Bisericii și ceea ce numim noi, sigur,
numai celelalte prelaturi în care biserica, știu eu, ca prelungire este implicată după Sfânta Liturghie, atunci sigur că aceste adunări, aceste momente sunt de mare folos, sunt binecuvântate de Dumnezeu și mai ales ne dăjduim că aduc roade. N-aș vrea să mă mai întind în cuvântul meu și să rog pe Dumnezeu doar atât să binecuvânteze acest moment, să binecuvânteze organizatorii, să păsteze puritatea, sperenia, dragostea față de toate valorile noastre care ne-au plămădit ca popor și să ne aducă în lucrare, pentru că toate acestea se pot și risipi în momentul în care nu suntem suficient de atenți. Să ne ajute Dumnezeu să învățăm din jertfa eroilor dăruirea autentică, patriotismul, altruismul, iubirea față de Dumnezeu și față de semeni și mai ales că această notă să rămânem în această binecuvântare frumoasă, folosită de către cei care aparțin și perimastrii Domnului mai des și care este atât de frumoasă și atât de temeinică în conținut, urare pe care o amintesc și eu și îmi place să revin la ea de fiecare dată, slăvit să fie Domnul.